Salutare. Salutare lume. Bun venit pe acest live stream. Sper că o să aud bine, o să meargă bine jocul. Și nu uitați să dați un like, subscribe și share dacă vă place. Faci reduc. Cum mai ești, frate? Unde te-ai dus? Și am rămas la episodul 3. Aici vom continua. Și preview din episodul trecut. Ok. Ok, e bun. Îi faci tu un live, Radu? Că ar fi fain să faci un live cu ZT5. Sau nu ți-a venit încă netul? Astea sunt chestii care le-am ales în episodul trecut. Hai să vedem ce va fi în episodul ăsta. Și am avut o alegere cine să moară dintre un prieten și altul. Scuze de deranj, era Boris. La omul prietenul nostru. Și acum începe jocul pe bune. Ok. Ah, ok, Radu. Niște flori. Are voie, dar nu aici. Știți, să abonați, vă las pe voi să alegeți. Când vom avea niște alegeri, vă las pe voi. Nu știu cât o să aibă episodul,
episod trecut a avut o oră. Ăsta nu știu cât o să aibă. Oricum, primul episod a avut maxim 2. Ăsta posibil la fel sau tot o oră. Ok. Măcar nu-i mort. Măcar nu-i mort băiatul ăsta. Și se împasă mie, Eddie. Poți să-ți iei și păpuși, că nu-mi pasă. Vede de treaba ta. Că nu-mi pasă și ții tu. Radu, mai este aici? Tu zici mereu că o să fiu un bun, dar tot la fel ești tu. Oaia neagră nu se schimbă, cam asta ești și tu acum. Până când nu începi să te comporti frumos, nu ne vom comporta nici noi. Nu ai blocat. Dar poate nu mai e pe live. Sigur, ăla nu-i bun, zic eu clar, nu-i bun. Și la Altex nu fac psiuri bune. Dacă să vezi și pisea meu, dacă ai vedea și pisea meu, Eddie, cred că ai fuzit. Are Ryzen 5, RTX 2060. Care bat eu ușor psiul tău. Du-ți ca mor și vreau eu. În comparație cu psiul care trebuie să-mi vină, e mai bun ca al tău. Mai are Ryzen 5 generația 3-a și un 2060. E bun, treabă-l pe Radu. Măcar tu ai RTX. Oricum placa ta care o ai nu o să-ți ducă jocurile, știi, știi, și... Sigur, ăla nu e RTX. Ei nu știi să-ți faci un PC bun. Sigur, mint. I-am arătat și PC-ul și lui Ștefan. Nu, Ștefan, ți-am arătat PC-ul. Nu rupe. Ți-i zis să te asinși, mi-i îndu-și Valhalla. Îndu-și să te asinși mie, dar pe maxim, la 200 de FPS-uri.
Adevărat, rupe tot. Are puterea unui 1070. De la TI. Nici n-ai scris, nu, ai scris nu. Să te faci ce spui. Îl învățăm pe Eddie să scrie. Că nici nu scrie corect. Ce nu pleci la canalul tău? Eddie, vezi de treaba ta și, și postează ce vrei tu. Că nu mie nu-mi pasă ce faci tu. Pasă și fac eu. Atât. Oricum numai tu ești divină. Tu însepi de toate. Bro, îți dă toate datele de la anunțuri. Nu-mi dă nimic la anunțuri. Ok. Ce am spus episodul 3?
any trouble. You're too late, Dent. Okay. Okay. Hurt me all you want. Everyone all right? Get the hell away from us. I'm the mayor now, and things are gonna change around here. Starting with people like you. This city is a battleground. Gotham does not need you taking matters into your own hands. I know you'll be a good mayor for Gotham. Yeah, well, no thanks to you. You left me for dead once before. You showed me where you stood back at the debate. Hey, come on, let's go. I'll call us a cab. This is my city now, not yours. Heads up, they got three Black and Whites headed for the handoff. Gordon's with them. Interesantă partea asta. Alfred, are you all right? Yeah, but they knew I was coming. They seem to be getting info on the GCPD's whereabouts. Not sure how. Poate ale lor, da, dar pe al meu nici strâng caz. Hai că da. Asta e bună. Față de cartof. Ce-a zis-o? Sigur, și eu îi pun 2080. Ăla, cel mai bun ăla. Oricum... E un motiv de să nu crește. Primul rând, îți bați joc de alții, îi zic Nest. Ți-am zis, prima dată, mint, zic Nest, și așa nimeni nu o să se aboneze. Și a doua, nici nu vorbești, stai ca mutul. De așa. Și doar te joci. Atâta.
cum să crezi dacă nu zici nimica? Nici un cuvânt. Nimic. Normal că nu crești. Măcar Ștefan mai zici și el ceva acolo. Sigur. Am vorbit cu George și n-a zis asta. A zis că te urăște. Adevărat, tu măcar mai vorbești, Ștefan. Dar Eddie, nici musca nu se aude de la el. Și numai cu zigniri, de toate. Știi că o să ajungi la poliție dacă continui tot așa. Și dacă se scrie despărțit, domnul Eddie. Așa-i vrei, că nu-mi pasă de dislike-urile tale. Vreau doar să dispar și atâta. Poți să scrii ce vrei tu. Poți să scrii chiar și cel mai urât cuvânt din lume. Că nu-mi pasă. Mă doare direct. Știi tu unde? Că nu-mi pasă, spui tu. Mai grabă, dispar și atâta. Să vezi de viața ta, de tot ce ai tu. Salut, Bogdan. Ne sărtăm aici cu Eddie. Zice Eddie că ai față de cartof. Ți-a zis înainte. Și ai, și-a mai zis că ai PC de la prost înainte. Adevărat. Există închisoare pentru copii ca tine. Se pedepsește rău. Nu mai veni, că nu ne pasă de tine. Nu, nu ne trebuie oameni ca tine. Poate l-ai ascuns sau are cont privat. Noi îl vedem. Uite-te pe live și să-l vezi. De la mesaj care scrie el, uite. Așa, nu mai veni. A venit înainte. Acum nu mai văd scrie nimic. Adevărat, știi și că se face Eddie. Dacă ești bărbat, Eddie, măcar recunoaște cum te cheamă. Dacă ești bărbat, recunoaște cum te cheamă. Dacă ești fetiță, ce să faci? Ei nu spui cum te cheamă. Ai auzit ce zici, Bogdan? Sigur te cheamă așa. Nici n-ai vorbit vreodată. Oricum te-a pus să știi că pe internet ca să știi. Ți-a pus adevărata ta față de monstru și ești. Și ne-a zis și că
Să vină poliția la tine. Dacă continuă tot așa. Și îți faci acum abia reclamația ca să știi. Scrisă chiar. Numai asta Bogdan și Ștefan mă face asta acum, zic, îi face reclamații lui Edi. Pentru fur de identitate. Ai auzit, știi totul, știi că deja știi unde stai, știi cum te cheamă, totul știi. Știi ce ai mâncat. Că te urmărește acum. Cum să mințim noi? Noi nu mințim. Noi spunem adevărul. Ai văzut că și că au aflat școala ta unde ai fost. Clar, știi și unde stai. A aflat și aia. Și vine oricând la tine dacă nu setezi. Doar să-i dă un telefon și gata. Vine și că la tine, cu poliție, cu zandarmi, îți ia PS4. Drone. Și drone are directele cu ter. Ai auzit și că e aici, se uită la tine. Se face fiecare mișcare. Da, și atunci o să-ți cumpere casa. O să-ți iei și jocurile și casa atunci. Care e dreptul? Vă da, te urmărește. Te urmărește. Edi, te urmărește acum. Te urmărește și după trimite date la poliție, că deja reclamația e deja aproape gata. Numai trebuie să le trimit cu un singur click și gata, Eddie dispare pentru totdeauna. Nu asta, Ștefan? Și ce, dacă ai rudi, nu o să te ajute la nimica. Atunci fii băiat cu minte și vede de treaba ta, scoate toate dislike-urile de peste tot și steze toate conturile de Instagram. Și gata, s-a rezolvat. Oricând poți să-l sun pe sică și Edi deja ajunge la pârnaie. La mititica. Nu, no, nu lucrează în construcții. Are un tată care lucrează la poliție. Nu asta Timar? Nu e de vrea să spun? Și Ștefan, așa, nu tatăl lui Sic lucrează la poliție? Chiar, o să ajungi în ea dacă te comporți urât. Fă fapte bune și o să ajungi în rai. Știi cum se spune, rău nu câștigă niciodată. Ai văzut și la desene. Asta este, că nu câștigă niciodată.
Și și treaba e cu azi de deurul lui Timar. Treaba lui. Îi plac hardurile și asta basta. Are dreptul băiatul să facă ce vrea el. Cu el. Nu asta Timar? Corect, o îți spun Ștefan. Oricum noi am fost prieteni cu tine buni, dar tu ți-ai bătut joc din noi și asta meriți. Meriți unde să ajungi, dacă nu te potulești. Oricum deja vă ții PC când o să stii un lucru la el. Cum se folosește în prima dată și nu o să stii cum se folosește OBS-ul, chestii de astea. Și nu o să te auzi dacă n-ai microfon foarte bun. Și ăla costă cel puțin de la 200 de lei în sus. Adevărat, cum să ai prieteni dacă te comporți urât cu oamenii? Normal că n-ai prieteni, domnule. Trebuie să fii băiat bun. Dacă nu ești băiat bun, normal că n-ai prieteni. Nu așa, Bogdan? Trebuie să fii băiat bun. Cu bun simț, să vorbești frumos cu oamenii din jur. Și o să ai prieteni cât vrei tu. Dacă ești așa rău, nu o să ai niciun prieten în viața ta. Și o să fii singur ca o fetiță. Adevărat, nu doar tizosi. Poate ei doar știi, doar zoasi. Și poate nu știi să le descarci, vezi că nu știi și le strică. Cum pare eu. Asta. Trebuie să știi să folosești OBS-ul adevărat. Bogdan, să știi, ne-am făcut deja PC-ul, doar trebuie să-l cumpăr. Pot să ți-l arăt după live ce PC mi-am ales. Și nu-i scump, chiar ieftin. Și are, îmi pot să zic, are de ăsta un 2060. Și rupi totul. El a făcut un prieten, gen pe componente, și a ales setarea de montare. Stai că pun niște pauză.
Gata, ți-am trimis ăla, cum îi spune. Scoate numărul lui Eli de aici. Nu vezi că a plecat Ștefan, n-are rost să mai pui numărul. După aceea sună toți nebunii și se adie el. Mai grabă scoți. Ți-am trimis Timar și Ștefan PSU. Puteți vă uitați, vedeți componente are. Să rupi totul, duce totul în 200 de FPS-uri, ca să știți. La unele joc vechi duce și mai mult, ca să știți. Îți place PC-ul Ștefan și Bogdan? Și părerea de PC, rupi tot, nu? Ce zici? Are un Ryzen 3 generația. Nu, are un Ryzen 5 generația 3 și un 2060. O la rupe totul. M-am uitat la GTA 5 să văd câte FPS-uri și merge în 300 de FPS-uri. Pe totul, pe maxim, ca să știți. Sursă 750 de W, e bun, rău, adevărat. Ștefan, îți dau bloc dacă nu ștergi numărul lui Eddy. Nu mai fă spam cu numărul lui Eddy și ștergi-l. Acum, ștergi numărul lui Eddy. Nu trebuie numărul lui Eddy aici apisat, ștergi-l. Ok, Ștefan? Când nu vezi că acum a plecat băiatul? Asta, ștergi-l. Când nu ne trebuie numărul E de aici? Ca să o să fii și tu băiat rău. Fii băiat cu minte și să te aștepti tu, Ștefan. Ca să o să ajungi tu ca Eddy, dacă nu. Dacă faci tu asta, ca să știi. Eu îți dau un sfat aici, frumos. Adevărat. Ai văzut și plac, am ales video. Ai văzut și placă video, am ales. Și profesorul, să steam, m-am uitat pe YouTube cam cum ar duce jocurile. Și duce blană. 200, uneori și 300 de FPS-uri. Duce totul. Vrei să zic cât costă PC-ul? Timar, vrei să zic și cât costă PC-ul? 3900. 3900 ceva costă. E chiar decent. Și cu PC-ul ăla o să pot fac ce vreau eu. Nu o să am nicio treabă. O să pot să mă joc Assassin's Creed, Max Payne, ce vreau eu. Chiar și Max Payne 3. Pe toate graficile. Le nu ar. Ok. Aproape 4000, nu-i fix 4000. I'm afraid we need you to leave the building immediately. We'll have your personal effects sent to you. Congratulations, Bruce. I couldn't be
prouder of you. Alfred. Oh, how sweet. Graduation present. Surely we could let him take this along. Oh, Bruce. Clumsy, clumsy. No wonder you're not being trusted with nice things anymore. I'll call someone in to clean that up. It'll only take a minute. Oh, but... Bruce! I need security in here right now. No! What was that for? This is a disaster. You've lost your bloody mind! Bruce, stop this! Oh, for heaven's sake, calm down. What's gotten into you? Get him out of my office! Let's go. I'm so sorry, Mr. Cobblepot. I'll go fetch the medic. That's very kind of you, Regina. Thank you. Poate vrei să zic după și iei pisivul. Da. Poți să zici că o să-mi duc ce vreau eu, orice. Mai ales pisivul ăsta. Duși absolut orice. M-am uitat și jocuri duși. Totul, mai ales Ryzenul care l-am ales, o să ajute super mult. Și placa video o să ajute mult. Și memoriile RAM. Abia știu să-l iau. Și după să-l iau, o să fac niște live-uri misto, ca să știți. Să poți juca și jocurile Batman, că o să-mi ducă, și Spider-Man-urile. Tot ce vreau, știți, mă. Cred că o să-mi duc și ultimul Outlast. Nu o să am nicio treabă, și o să pot fac clipuri la calitate maximă. Și ai văzut și de asta, cum se spune, hard disk am ales de 2 tera. 2 tera n-o să ai nicio treabă. I-am arătat PC-ul lui Timar. Poți să-l întrebi pe el. Da, dar nu mă hardiscare. Are și SSD. Dacă zic SSD... Îți rupi PC-ul. Nici n-ai scris corect cuvântul ăla, Eddie. Întâi învață să scrii și după înzuri aici. Până atunci
N-ai drept să scrii nimică. Ei n-ai scris corect. Slujii nu se scrie cu Z și cu G-I. Dacă e terminat, ce să-i faci? Să știi, mi-a zis totul, George, despre tine. Chiar ai nebunit de tot. Că am vorbit cu, cu George. Poți să-l întrebi și pe Stefan, că și el parcă era. Adevărat, și ea fără motiv, zici și orice ce vrea el. Vede că n-are prieteni și el de toți că n-are prieteni. Normal că n-ai prieteni, frate. Dacă tu te iei de toți ca prostul, trebuie să fii cu minte, trebuie să ai bun respect, bun simț. Tu ești mai terminat ca alții. O să ajungi ca acolo. Și el a început să înzori abonații. Cam asta a ieșit tu, acum. Și tu nici nu te duci acolo. Du-te în America și vede de treaba ta, că acolo sunt numai de ăstea infractori. Oricând poți să te omoare unul din ei. Nu așa, Bogdan? Ia-ți un avion spre America și dispare din viața noastră. Hai, du-te! Ia zbor până acolo. Adevărat, numai doar unul e, numai Timar te susține acolo pe live, atâta, Timar și eu mai intram, în rest nimeni mai era pe live-ul tău, fii când ei nu ziceai nimic, doar te zucai, normal că nu crești, deja bă, ți-ai PC super bun, că nu o să uit nimeni la tine, că în primul rând te comporți urât și al doilea rând, nici nu vorbești, nu zici nimica. Stai ca prost, o să și tași. Nu o să Bogdan, nu-i corect să spun? Stefan? Și prietenia se câștigă. La fel și respectul care nu-l ai. O să ajungi să urc ăla, dacă nu se tezi.
Adevărat. Am vorbit și eu cu George și n-a zis asta. Minți, Eddie, minți. Că am fost și la Eclipse, la ei și la George și a zis că ești un terminat. Dacă ai curaj, recunoști. Cum te cheamă? Numele tău real, dacă ai curaj să spui, ești bărbat, zic. Dacă n-ai curaj, asta e. Ești un fitiț fricos, dacă n-ai curaj să spui cum te cheamă. Așa, n-ai venit. Săracul Bet. An interview with the children of Arkham's leader. Wonder how Vicky managed to score that. Bruce, have you seen today's copy? Okay. It just arrived a moment ago. Și mi-a zis totul despre Eddie, cât de urât se comportă. Tot ne-a zis. Mi-a zis totul despre tine, ce ai făcut tot. Ce ai făcut la Eclipse. Ce ești în stare. Cine a zis Eclipse. Și om normal să pune o imagine cu Dark cu Dark Vader și un text. Ok. Dar dacă te văd, nu se pun din nou. Să ne supărăm rău. Să nu mai scap din noi. Te lăsăm dacă să te ieși tu. Doar să nu te mai iei din nimeni. Dacă te mai iei de un prieten al nostru, ai încurcat-o. Nu Stefan și Bogdan, nu e așa? Așa. Poți să te uiți la joc. Liniștit, dai o părere despre Batman.
wasn't sure you were gonna show. Gotta admit, part of me thought it was a prank call. I need some information from you. It's important. Yeah, figured as much. So, Pat, I'll skip the obvious question. A zis că o să ne lase în pas dacă lăsăm și noi pe el în pas. Exist because they see an injustice. Sort of like you, then. Their message is picking up traction, especially since the interview. I need to know everything they told you. Does no one read anymore? It was a lot of posturing and grandiose monologuing, really. We're going to purge the city of corruption. Asta e. Că nu mai are încredere în tine, Ștefan, de asta. Mai degrabă. Îți continui viața și îl lași în pas pe el. Am auzit și eu, ne-a povestit Radu, gen v-a certat. Da, Radus, mi-a povestit că v-a certat și te-ai supărat pe el că a venit Subac și chestii de astea. Dar oricum, Subac s-a împăcat cu el. S-a zis că ești de treabă. Și n-a înțeles de ce te-ai supărat atunci. El era gen, what? Când v-a certat atunci. Oricum las, trecut e trecut. Viitorul trebuie să vină și trebuie să fim pregătiți de el. Lasă, Bogdan, nu mai băga nimic în seamă, că trecutul e trecut. Nu mai contează. Trecutul îl îngropi și viitorul l-a dus. Mi-a zis ieri.
că era erai supărat atunci. Oricum el a zis că te-a iertat. Și abia o oră avem. Stations are within a 27-minute train ride from this depot. Looking into the transportation database now. Sir, there's just one. Mercy Street Station. It's one of the busiest places in the city. Thousands of people go in and out every hour. Oricum normal, am... suntem prieteni. E foarte de treabă, băiatul. Ai treabă cu el. Asta mult. These barrels match the shrapnel that I found at the docks. Someone's been practicing chemistry. Something spilled here. This is the drug they've been using. Refined. It's the same as the one given to Montoya. Și gata. Looks like they ran out of the absorbing agent. Oho, cât avem aici. Hai că asta cu cred asta. Că nu mă înțeleg. Trebuie să sau... The drug is being modified here. They're changing it. Da, se potrivesc. E bun. Ok, mai degrabă nu mai faci asta, că nu ajutora nimica. Și care mai atacăm? Nici una nu se potrivește. Dar ai zis că faci înainte.
Asta ne-ar ajuta. This train car has been modified. How do you mean? Clearly the holding tank. It's empty. For now. Looks like some kind of sprinkler system. Cred că barca s-ar potrivi cu harta. The train car is their delivery system. Maximum coverage. Ce-o să iei asta? Da, uite la acolo. Cu harta cred că s-ar potrivi, după părerea mea. Da, a făcut bine. Asta s-a întâmplat aici, aparent. They could infect the entire city if they had enough. Thankfully, there wasn't enough of the chemical to mix with the rest of the stockpile of drugs. There's a train coming. Take cover. Last, mai contează. Acum ne bucurăm de joc. Ce tipul ăsta? If I'd known you were gonna make me lug this thing myself, I would have worn more comfortable shoes. Just add it to the list of your mistakes. Must be why you didn't come through on your last assignment. Las, mai degrabă știi mai puțin decât știi mai multe. Ready? Come on.
Și ea a făcut-o. Rău. Ați vedea ce se mai întâmplă acum. În apartamentul Selina. Nu mai e abandonat. O parte asta. Interesant. You thought you were gonna take me out, did you? Well, if I had to. Good luck. That was gonna be my ticket out of here. One last job to get the goons off my back. So much for that. Thanks again, Bats. There is another way out. We can take them down together. Wouldn't that be cute? The dynamic duo. She likes you. Okay, she really doesn't like you. Not sure I care much for her either. Way to win her over. Cut it out. This really hasn't been your week, has it? My company, my reputation, and I find out my father was just like everyone else. They've all got something to hide, Bruce. Every last one. Mm-hmm. Even the so-called
There's always something. So what is it you're hiding, Selena? All kinds of things. Come on, Bruce. Even you have your secrets. Those things you hide from the world and won't let anyone else see. Ah, Sophie Monet. I can't infiltrate. You're just listing all the things I like about you. Now you've ruined it. What? Nothing. I've stolen from you. Salut din nou. Și faci radule. Cum mai ești? For what? Some shiny new toys in a crappy apartment on the edge of town. The high is nice, but it wears off. Says charm. What's charming about it? The leak in the ceiling or the dirty underwear on the floor? It's not what I meant. I was hoping for something more than that. O, ce nebunii! Radu, nu ce fac? I'll make it up to you. Do I have to do all the work myself? Or are you gonna undo this for me? Let me help you. That's why you do best, isn't it? Trying to tease me, Bats? Is it working? What's fuck nebuni? De fac, Radu. Ah, și cred că Timar înjură acum de toți morții. N-am până mea ce să fac acum. Lasă-l în pas. Selin. O, ce-a făcut nebunii. Ce fac nebunii, Radu ăsta. Sigur, acum minți. Minți. Te rupi. Maestrat, uite-l pe Eddie.
Sigur, ai zis Eddie când setezi. Vede de treaba ta, Eddie. Te sună, Radu, în continuu, până dacă nu-l setezi. Care e numărul? Toți au. Toți prieteni. Sună în continuu. Auzi, vrei? Dacă nu, setează. Asta, hai să continuăm jocul. Să lăsăm serturile acum. Că nu are rost. She can afford to eat anywhere and she still chooses Chinese takeout. That isn't even a good place. Scarlet Pimpernel, much ado about nothing. Petrarca. For a romantic. What's this one? Oh, the Gita Govinda. That's academic. Hai să vedem ce avem aici. Ce ziceți, băieți, să mâncăm de aici? Chestia asta sau cealaltă? Vă las să decideți. Prima sau a doua. Aia lungă sau aia mică. Și să mănânci Backman. Maestradule. Hai că luăm asta lungă. Putem să luăm două. Era obligatoriu una. This is about you, Harvey. I'm just making this up? Yes, you are. This had nothing to do with you. He will not be able to protect you. And I don't need him to. Just get out of here, Harvey. What happens when the children of Arkham come for him? You think you won't get caught in the crossfire? You can't stop them. He can't. She'll be fine. Ah, funny. Thinking you have a choice. Thinking you can save the people around you. Thinking you could do what Harvey couldn't. I'm sorry. What the
Ok. Nu te înzora. Radu doar crede că e supărat pe el atâta. Deci asta se luptă astea. Urât ăla Hardy, adevărat, e urât. Zen, pinguinul i-a dat cu un de la reflector în față și i-a ars fața. Și de asta arată sa. Mișto Batman-ul ăsta, bro. Ce-am zis, e fain Batman. Toate sunt faini. Trebuie să vă îmbăcați Timar cu Radu. Cam în doi sunteți de treabă. Și nu sunteți din nou prieteni. Da, deci nu sunteți din nou prieteni ca înainte. Great. What was that about? I'm supposed to announce my resignation at a press event today. Somehow try to appear happy that Oswald Cobblepot is taking my job. Sounds like an opportunity. How do you mean? They screwed you out of your own company. You have all this information that could bring them down. Asta. Icar cu respect. This could be my chance to expose Oswald for who he really is. A guy
Adevărat, puteți trece peste, că sunteți oameni mari acum. Trecutul e trecut. Rămâne în spate. Viitorul contează. Adevărat. Nu mai contează. E în trecut aia. De acum contează doar viitorul. Display of what the moral high ground looks like. Mr. Cobblepot. All in good fun, honestly. A thrown punch is just water under the bridge. Right, Bruce? Boys are just being boys and all of that. No hurt feelings, I'm sure. Bruce just didn't like losing the office. Sorry for hitting you, Oswald. It was wrong. Thank you, Bruce. I appreciate you being such a professional. It's time. I'm going to introduce you and then you're on. Please, stick to the teleprompter. Good morning, everyone. And thank you. Dar numărul lui Eddie. L-are și Bogdan numărul oricum. Oricum, Radu o să rinsea pe YouTube-ul ca să stii Bogdan, dar întâi îi trebuie gen să-i vină un stick de asta de internet, că îi merge rău netul. Au, sunt pe privat. Oricum puteți, vă împăcați înapoi, tu cu Radu. Că amândoi sunt de treabă, amândoi aveți multe lucruri în comun. M-a ajutat mult Radu, ca să stii. Merit susținere. Că trecut e trecut. Puteți fi înapoi, prieteni. Ladies and gentlemen,
light of recent allegations against my family, I have decided to voluntarily step down as CEO of Wayne Enterprises. I was horrified to learn of my father's corruption. I'm ashamed of his actions and would like to apologize to Gotham for the pain he has caused so many of you. I'm sorry. That's it, mate. Unfortunately, the board is more concerned with good PR than they are with actual solutions. They don't care about making things right. They only care about what looks good. What are you doing? Thinks he's being cute is what he's doing. One moment, folks. Try that again, and I'll call security. My replacement, Oswald Cobblepot, is a member of the Children of Arkham. They control his every move. Security! Step back, Mr. Wayne. That was quite a show you put on, Bruce. My apologies, folks. Please forgive me, Mr. Wayne. Everyone. I, for one, completely understand his behavior. Nice statement. The press seemed to eat it up. I rather enjoyed it myself. Okay. Go away. It sounds like your days of giving orders are through. Okay. To left. Someone's a little touchy, it seems. It would be so easy to get rid of him. Who else will deliver justice? Atâta a fost? Okay. Și atât a fost episodul, băieți. Aș vedem cum va fi următorul episod. Episodul 4, cum va fi? În următorul episod. Să vedem cum va fi. Display of violence towards Oswald Cobblepot and members of the press, Bruce Wayne has demonstrated a clear lack of mental stability. That is why, regrettably, I made the decision to have my old friend hospitalized in Arkham Asylum. Batman, the Children of Arkham, the Penguin,
Doesn't Gotham already have enough deranged criminals terrorizing its streets? I believe that Gotham citizens deserve to be safe. Băieți, după să termină astea, vreți să veniți, cum se spune, la, cu toți pe muzică? Tu, Radu, Bogdan, cu toți, să ascultăm niște muzică, băieții. După să termină partea asta, veniți pe muzică să ascultăm muzica, băieții. Și gata. Și gata, episod 3, Guardian of Gotham. O să fie următorul episod după City Light. S-a terminat jocul ăsta. Și cam atât a fost, băieți. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like, subscribe și share. Și atât a fost. Hai să discutăm cu toți pe Discord acum, băieți, că închid live-ul.